Deci, rezoluția conferinței românilor de pretutindeni. Astăzi, 24 ianuarie 2016, la București, în cadrul conferinței românilor de pretutindeni, organizată de către deputatul Eugen Tomac, în parteneriat cu Comitatul de Inițiativă format din Federația Asociațiilor de Români din Europa, FADERE, Fundația Națională a Românilor de Pretutindeni, Consiliul Român-American și Asociația Românilor din Italia, la propunerea celor peste 300 de participanți, cetățeni români de pretutindeni, au hotărât să solicite instituțiilor statului român, Parlamentului, Președintelui, Guvernului, următoarele. Constituirea Comitetului de Colaborare Interinstituțională condus de Președintele României și Președintele Republicii Moldova, referitor la reunificarea celor două state. Înființarea Ministerului Diasporei, alocarea unui număr de parlamentari de diaspora corespunzător numărului de români stabiliți în afara granițelor țării. Datorită gravelor deficiențe semnalate de către reprezentanții românilor din diaspora cu privire la aplicabilitatea votului prin corespondență, care nu rezolvă problemele care se confruntă cetățenii români în a-și exprima votul, solicităm introducerea alternativei pe lângă votul tradițional și votul prin corespondență, votul electronic. În eventualitatea imposibilității asumării răspundere politice pentru implementarea celor solicitate, cerem președintelui României, domnul Klaus Iohannis, să folosească în litera și în spiritul legii pârghiile constituționale prin organizarea unui referendum în acest sens, votate de participanții prezenți la lucrări.